De 10 luni ne confruntăm cu pandemia, iar de tot atâta timp ni se spune că există tratament și locuri în spitale. Din păcate, situația este alta. Încă de la începutul verii, medicii din Olt, dar și din alte județe, au tras mai multe semnale de alarmă cu privire la ineficiența măsurilor luate de guvern, dar în special la lipsa tratamentului salvator din spitale. Unitatea medicală din Slatina este unul dintre spitalele în care Ministerul Sănătății trimite medicamente curația, ceea ce înseamnă concret că pacienții primesc dreptul la viață cu porția. De luni bune se fac solicitări peste solicitări pentru Remdesivir și Tocilizumab. Cu toate acestea, dozele sosesc rar și insuficiente. Pentru a putea salva vieți, conducerea spitalului aflat sub coordonarea Consiliului Județean a cerut acordul de a putea achiziționa alte medicamente de pe piața liberă. Aceleași medicamente ne lipsesc în continuare, ele vin foarte puține. De fiecare dată, în baza solicitărilor noastre, primim câte 20 de flacoane de Remdesivir, dar foarte multe zile rămânem atât fără acest medicament Remdesivir, cât și Tocilizumab. Din fericire, specialiștii de la spital au găsit un medicament care poate înlocui o parte din aceste medicamente, l-au comandat și avem pe stoc doze din acest medicament, astfel încât ei să poată să-și facă tratamentul în spital, pentru că au fost momente în care, efectiv, medicamente care au efect nu aveam. În momentul de față facem tratament cu acest medicament, se numește Kineret. Situația este una critică pe secția de ATI. Zilnic sunt internate în medie 100 de persoane. Pe scurt, un loc nu rămâne liber decât pentru câteva ore în care se face dezinfecția. La Spitalul Județean cum mai e situația? La Spitalul Județean media internărilor, internațiilor cu COVID se menține în jur de 100 de persoane pe fiecare zi. Nu internați noi pe total, cu intrări noi, dar și oameni care s-au vindecat și, din păcate, și cu decese. Oltul se apropie alarmat de 7.000 de persoane infectate cu coronavirus de la începutul pandemiei. Potrivit datelor furnizate de DSP, din cei peste 6.900 de pacienți cu COVID, peste 5.000 s-au vindecat, iar 164 au decedat. Asta în condițiile în care 18.494 de olteni s-au testat până în acest moment.